Aș mânca ceva, aș mânca ceva, ceva tradițional, așa, ca la țară, dar ceva mai suculent, așa, să întind, să... Ia să vedem noi ce avem aici, avem tot felul de salate și tot felul de lucruri condimentate și chestii. Opa! Varză cu ciolan afumat. 600 de grame, 32 de lei. Și îmi dă câteva linguri de varză, îmi dă un ardei și ciolanul afumat, o părticică din el, vă dați seama, și posibil să fie cu multă grăsime și bineînțeles că o să fie prea gras. Nu merită. Deci nu merită. Prea mulți bani. Prea mulți bani. Nu, nu, nu se merită. Nu se merită. Cu banii ăia eu pot să-mi fac un ceaon întreg de varză călită cu niște afumătură. Nu merită. Bufletul, ce părere ai despre afumăturile astea? Adică recunoaște și tu că tu ai vrea o varză călită cu mămăligă, așa, să întinge, așa, adică să simți cam cum stau lucrurile, recunoaște. E bine, bufle. Am aici o varză și cât costă varza asta? Nici nu știu dacă costă 5 lei. 5 lei. Niște morcovi care îi bag în ceaon, care costă, și ăștia, ia zi, bufle, cam cât crezi că costă morcovii ăștia? Și ăștia costă 5 lei, habar n-am. Îmi pun niște ceapă. Dragilor, nu se poate așa ceva. Adică trebuie să trăim normal, decent, sigur, dar totuși să mâncăm mai multă mâncare. Nu putem să aruncăm banii chiar așa, că până la urmă toată lumea muncește pe bani, nu? Nu se întâmplă, nu. Mă gândesc să mă duc în natură undeva. Undeva unde îmi place. Să aprind focul. Bufle, ce zici? Deja tu te lingi. Eu deja numai când aud, mă gândesc la niște, am niște sunete de tacâmuri pe-n stomac, n-ai idee. Dragilor, haideți cu mine în natură să vă arăt cum să face o varză călită cu afumătură și mă gândesc să pun niște cârnați afumați. Și îmi fac un ceaun întreg. Din banii ăia îmi fac un ceaun întreg. Haideți cu mine, dragilor.
Dragilor, mi se fierbe varza. Stă să plouă. E un orat, dar mi-am pus aici prelata. Stau extraordinar pe mila și harul Domnului. Varza mi se face, arată extraordinar. Priviți cum arată. Mi se face ușor. Și am pus cam o jumătate de varză, n-am pus toată varza. Ia să mestec eu un pic mai adânc. Dragilor, de când mă știu eu fac lucrul acesta, de când sunt mic, vânătoare, pescuit, mâncare natură, e mult mai ieftin, mult mai sănătos. Și îi dau slavă Domnului Iisus Hristos. Am dat pe varză, nu știu, vreo 5 lei, vreo 2 morcovi. Un morcov jumate, de fapt, nu știu. Câteva condimente. Și uite aici. Și am un ceaon de varză călită. Nu o porție ca să dau pe ea 30 și ceva de lei. Nici vorbă. Într-adevăr, nu mi-am pus ciolan afumat, pentru că era mai scump. Mi-am luat niște cârnați afumați, adică doar să-mi dea gustul. Oricum îmi dă gustul de afumătură, pentru că îl fac la foc deschis, nu pun capacul la ceaon. Și o să iasă maxim, priviți cam cum stau lucrurile. Slavă Domnului Iisus! Când vrei să faci, trebuie să lași focul încet. Deci așa, doar așa, să-l controlezi ușor. Iar eu pot să-l trag un pic mai încolo, un pic mai așa. Așa, ușurel să se facă, deja am gustat. Are un gust așa maxim. Să-i mai pun vreo două lemnișoare. Doar vreo două, nu multe. Așa, cât să-l controlez, așa, finuț. Și ca să nu ți se stingă, după cum vedeți, am lăsat 2-3 bușteni. Ia să vedem dacă se vede. Am lăsat 2-3 bușteni. Ăia mereu mențin căldură și jarul. Și lângă, pac, 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 mereu pun surcele ca să mi se facă. Este extraordinar, extraordinar este, priviți. Slăviți să fie Domnul Iisus. Mamă, e grav, grav tare ce e aici. Ei, dragilor, ușor, ușor mi se face varza cărită. Sunt aici și deja durduie. Cum să pun eu aici, să se vadă un pic mai bine, cam aici ar fi mai ok. Deja durduie. Când am plecat de acasă, erau în jur de vreo 31-32 de grade Celsius. Destul de cald, bineînțeles că aici, cum am ajuns în pădure, e mult mai răcoare, cu vreo 4, 5, 6 grade. Și acum că deja e norat și deja stă să plouă, automat scade temperatura mult mai mult. De aceea trebuie să te echipezi când mergi la munte și să ai toate lucrurile. Sunt aici și am prelata, slavă Domnului, în caz de ceva chiar am mașina, sunt tot ok. Îi dau slavă Domnului Iisus Hristos. Hei, dragilor, pentru că eu locuiesc la pădure, casa mea e la câteva minuțele, indiferent în ce direcție aș lua-o, stânga-dreapta, înainte, înapoi, la câteva minute de casa mea, bate fumul de rupe, să mă mut eu un pic mai aici. Pentru că casa mea este foarte aproape de băture, îmi permit să mă duc la pădure destul de des,
de multe ori, poate în fiecare zi, depinde cum e. Nu mai consum gaz. Încălzirea mea acasă e principală, mai ales și iarna, cu gaz, cu calorifere. Mai ales că gazul s-a scumpit extrem de mult. Nu mai consum, știu, lemne din curte ca să-mi fac acasă. Am aici lemne câte vreau eu, pe unde vreau eu, uscăciuni, nu trebuie să tai, nimeni nu se ia de tine, găsești lemne oriunde, oriunde, oriunde vrei tu. Și astfel îmi fac de mâncare. Așa că nu consum nici gaz, nu consum nici bani, cine știe, adică dacă mă duc la piață îmi cumpăr o varză, mai mă duc undeva la un magazin, îmi iau, știu eu, un cârnaț afumat sau ceva. Și iată că astăzi a trecut încă o zi, mănânc bine, primi la jarul Domnului, îi dau slavă și îi sunt recunoscător. Și se poate să trăiești extrem de simplu. De ce să te duci să dai, știu eu, mulți bani aiurea când poți să trăiești cu puțin bani, dacă ai posibilitatea? Pentru voi care locuiți la bloc, stați un pic să întorc, să învârt. Arată extraordinar. Pentru voi care locuiți la bloc, vă recomand să vă faceți o sobă rachestov. Dacă vă faceți o sobă rachetă, automat puteți să vă faceți mâncare, puneți soba pe balcon sau efectiv o băgați în portbagaj, plecați undeva la câmp și găsiți. Adică puteți să trăiți fără mulți bani. Ăsta e și motivul principal pentru care am făcut și fac aceste videouri. Pe lângă faptul că cei din diaspora sunt înnebuniți după România, le place mâncarea tradițională și la mulți, când m-am dus în America, mai ales, am făcut astfel de mâncăruri și le-a plăcut tare mult. Totodată poți să trăiești extrem de simplu acasă. Ăsta e motivul pentru care îți arăt videoul ăsta, ca să fii un om chibzuit, să chivernisești și banii, adică să-i folosești într-o direcție, într-o altă direcție. De ce să dai banii, știu eu, la restaurante, când poți să-ți faci tu mâncarea ta? Și vă asigur că e mult mai mult, mult mai multă mâncare decât poți să o cumperi la restaurant, cu mult mai, mult mai puțin bani, mult mai cu stil, mult mai cu gust. Credeți-mă, eu pot să o fac câte vreau de sărată, câte vreau de condimentată, cum vreau eu. De aceea vă încurajez, conform Bibliei, așa cum trăia Ioan Botezătorul, așa cum trăia Apostolul Pavel, mai ales și din punct de vedere al mâncării, 1 Timotei capitolul 6 de la versetul 7, dacă avem ce mânca sau cu ce ne vom îmbrăca, ne este de ajuns. Adică se referă la strictul necesar. Nu trebuie să-ți rupi oasele în anumite, știu eu, multele programe, multele țări, ca să faci nu știu ce bani, ca să-ți iei nu știu ce mașină, ca să-ți faci nu știu ce la casă sau nu știu câte case, așa cum pe mulți, chiar așa zis și pocăiți, i-a prins lăcomia în diaspora, mai ales cei din America, pe majoritatea oamenilor i-a prins lăcomia, au uitat românii și au uitat ăștia din Republica Moldova că Dumnezeu i-a luat de la oi. De efectiv, au uitat de unde au plecat și în loc, au plecat de aici, care aici poate erau mai aproape de Domnul, și au plecat în diaspora să aibă o situație mai bună și lăcomia i-a prins și greu iese de acolo și greu recunosc cei mai mulți. Dar pocăința știu că e un lux, e rară, dar știu că nu e imposibil. Noi putem să ne pocăim și să trăim o viață simplă, smerită, exact cum zicea Apostolul Pavel, Filipeni capitolul 4 de la versetul 12, știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsuri, în toate m-am deprins să fiu mulțumit, și așa trebuie să facem și noi. Îi dau slavă Domnului Iisus Hristos și abia aștept să mănânc, în scurt timp e gata, am gustat un pic. E extraordinar, extraordinar. Am condimentat-o exact cum trebuie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Hei, dragilor, mi-am așezat aici bușteanul. Mi-am pus aici niște castraveciori, niște ardeiuți. Arată maxim, slavă Domnului Iisus. Să-mi aduc ceaonul.
E extraordinar, arată extraordinar. Trebuie să vedeți treaba asta. Arată superb, superb, superb. Nu știu cum să vă expun. Priviți-o cum arată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vine ploaia. Deja e norat. Ia uite. Eu m-am pregătit de ploaie. Slavă Domnului Iisus. Dacă e ceva, mă retrag sub prelată. Și vreau să vă arăt acum ce se întâmplă cu mâncarea. Wow, arată extraordinar. Ia uite-o. Să-mi pun aici niște cârnați afumat. Vai de mine cum arată și e juicy, adică e zemoasă, e extraordinară, binecuvântat să fie numele Domnului. Ia uite-o cum arată. Arată superb, superb, superb. Acum, dragilor, eu îi dau slavă Domnului Iisus Hristos. O să mă rog. Să-mi pun eu ceaunul să stea doar așa puțin la căldură. Așa relaxat. Dragilor, deci o porție din asta costă 32 de lei. Păi eu cu 32 de lei, deci vă spun, vorbesc serios, am folosit doar o jumătate de varză, da? Deci din varza aia care ați văzut-o, din câte nu știu dacă v-ați dat seama, pentru bucătărese, vă salut, Domnul să vă binecuvânteze, am folosit doar o jumătate de varză. Deci eu mai pot să mai vin o dată, într-o zi, că nici nu știu dacă pot să mănânc tot ceaunul ăla în ziua asta. Aș putea să-mi fac niște mămăliguță, să întind acolo, este extraordinar. Deci am folosit o jumătate de varză. Deci pe porția asta, eu dau la restaurant 32 de lei. Nu există așa ceva. Deci nu se poate. Eu vă garantez, dacă veniți odată încoace în zona în care sunt eu și vă fac o astfel de mâncare și după aia vă duc la restaurant, bineînțeles, plătiți voi restaurantul, că doar noi mă duc să... Eu mă duc la pădure, nu... Vă garantez că varza mea călită sau ce fac eu la ceaun sau ce vedeți că fac eu natură e mult mai gustoasă, mult mai, bineînțeles, mult mai ieftină decât, dar în primul rând e vorba de gust, mult mai gustoasă decât la restaurant, da? E extraordinar. Vreau să mă rog și să mănânc relaxat. Mi-am pus aici varză, e superbă, superbă. Am aici niște pâinică. Îmi pun niște pâinică, arată, deci restaurantul e mizilic, trebuie să focalizez un pic mai în jos, așa, să vedeți exact ce se întâmplă, ok? Și mai am aici niște ceapă din grădină, niște ridic, niște, înțelegeți ce spun eu pe aici, arată superb, ia să nu fac eu vă ghidușie, ia să mă rog, să-i mulțumesc Domnului pentru îndurarea Lui, Doamne Iisuse, te lau pentru timpul care mi-l dai, te lau pentru vreme, îți mulțumesc, Doamne, pentru răcoare, pentru viață, mișcare, ființă. Mulțumesc pentru Evanghelie, Doamne, Tu ai murit și ai înviat pentru mine și m-ai regenerat și nu doar că m-ai mântuit, ci m-ai ales să le spun la oameni că Tu ești Domnul și Tu vrei ca noi să ne pocăim. Te lau pentru mila, îndurarea Ta care Ți-ai arătat-o de mine și de casa mea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru mâncare, te rog să o binecuvântezi, îți mulțumesc pentru că sunt sănătos și pot să-mi o fac. Îndură-Te de aleșii Tăi care nu poate să mănânce, Doamne, care sunt bolnavi, ridică-i, Doamne, însănătoșește-i. Pe cei care sunt prigoniți, scapă-i, reîndrăgește familiile, totuși, Doamne, facă-se voia Ta. Mă rog pentru ei să predice cuvântul Tău cum trebuie și puternic și să-și sfârșească cu bine alegarea cei care sunt răduiți să iei acasă. Binecuvântează darurile, iau cu mulțumire, sfințește în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt și îți mulțumesc. Amin. Dragilor, sunt aici și, wow, deci e superbă, superbă, situația e superbă. Deci eu nu exagerez, maximă, maximă. E, pe mine, mănânc de o să-mi sară capacele. Dragilor,
Chiar nu voiam mult. Și cârnațul pătruns este e așa afumat, plus că eu l-am făcut la foc deschis, e extraordinar. Extraordinar. A pickle. Vrenic e lucrătorul de plata lui, de lucrarea lui. Ieri am predicat, apropo, acum trebuie să mă și mănânc, nu e așa? Bine, nu toți înțeleg asta. Și apropo, că tot veni vorba de treaba asta. Vrenic e lucrătorul de plata lui, mănânc. Mulțumesc la toți și apreciez în numele Domnului Iisus. Mulțumesc la toți care sunteți aproape de mine și mă ajutați nu doar prin rugăciunile voastre și postiți pentru mine și mulți mă sfătuiți și sunteți aproape de mine. Și mă mângâiați cu cuvântul vostru și cu dragostea familiilor voastre. Mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. După cum am spus, mă rog pentru voi. Dar mulțumesc și tuturor celor care îmi trimit bani. Mă ajută chiar și fizic din punctul ăsta de vedere. Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească. Bineînțeles, cei care au înțeles lucrarea aceasta, cei care înțeleg radicalitatea, seriozitatea și credincioșia mea și lucrarea pe care Dumnezeu m-a pus ca să o fac, predicând Evanghelia, pregătindu-mă, ieșind afară, mă ducându-mă în diferite locații, editând, muncind. Unii dintre voi ați înțeles, îi dau slavă Domnului Iisus, vă respect și Domnul știe, sunteți în inima mea și Domnul Iisus să vă răsplătească, să vă mântuiască familiile, cei care aveți nevoie. Dragilor, îi dau slavă Domnului pentru cât de bună e mâncarea. Așa că să mai arăt încă o dată mâncarea, ca apoi să mă apuc să vă las liniștit. Ia uite-o. Este chiar juicy, ia uite. E extraordinar. Slavă Domnului Iisus. Ploaia vine, deja picură. Asta e fain la pădure. E răcoare, e tot în regulă. Am aici lemne. Multe lemne, slavă Domnului Iisus. A început să plouă. Ia uite. Bum! Slavă Domnului! Așa că, dragilor, mă duc să mănânc, că să mă îmbag ustensilele sub prelată. Deja gata, îi dă drumul la ploaie. Vine ploaia și îi dau slavă Domnului Iisus. Hei, dragilor, sunt aici. Ia să vedem noi unde este peștele! Sunt aici. Se pare că nu e niciun pește pe acolo. Bine, s-a și speriat, nu. Slavă Domnului Iisus pentru intrarea lui. Dragilor, a venit ploaia. M-am pus aici sub prelată. Stau aici. Mănânc. Tună bine de tot. Ia să o prindem un tunet acum. Tună și fulgere chiar. Eu m-am ascuns aici. Ia sunt.
Dragilor, când vine ploaia la munte, vine rupere de nori. Adică puternic, puternic. Deja temperatura a fugerat puternic și a cu fulgeră și a cu tună, priviți. E un sentiment extraordinar să stai în pădure și să plouă și să vezi, să auzi cum tună. E extraordinar, îi dau slavă Domnului Iisus pentru îndurarea lui. A scăzut mult temperatura, a scăzut sub poate 15 grade, poate a scăzut. Deci dacă era undeva la 31 de grade, acum probabil e undeva la 15 grade, poate chiar 10 grade. Eu deja simt, deși sunt încălzit de la foc, am tot lucrat pe aici. Dar gata, a venit ploaia. Și am mâncare aici, am ceaonul aici. Să vă arăt ceaonul. Ia uite. Slavă Domnului Iisus. Deci tună de rupe. Tună de rupe. Iar eu stau aici, mănânc mâncărica și am echipamentul în mașină, deși dacă am nevoie de ceva de acolo, imediat mă pot duce. De-aia e bine să stai relaxat când te duci undeva, Doamne ferește că e vorba de animal, e vreme, e rea sau ceva se întâmplă, să ai mașina lângă tine și să, dacă e ceva repede, stai în mașină. Dar totul e în regulă, îi dau slavă Domnului și deja i-a dat drumul la ploaie puternic. Deja plouă, focul meu mi se stinge. Dar bineînțeles că pot să fac focul aici imediat dacă este problemă. Dar plouă bine, ia uite aici. Fulgeră, tună! E banditul că când vine ploaia la munte e rupere de nori, deci nu asigurați-vă bine când plecați la munte. Deci am plecat pe 31 de grade, senin perfect, cald. Chiar am încă mânecă scurtă, am echipamentul în mașină. Dar trebuie să știi cum să vii, dragul meu. Când vin de obicei, când vin prima oară în camping, îmi așez prima oară prelata, chiar dacă e senin. Pentru că la munte, oricând, nici nu dai seama cum imediat s-a norat și imediat plouă puternic. Priviți cum plouă. Dragilor, plouă de rupe! E rupere de nori, dragilor! Woohoo! V-am zis eu! V-am zis eu că atunci când plouă la munte e grav! Ia uite acum! Am mâncat bine, îi dau slavă Domnului Iisus pentru îndurarea lui.
Și plouă așa de tare că nu mă duc, nu mă pot duce de aici până la mașina mea, sunt vreo 10 metri. Nu mă pot duce că mă audă. Bineînțeles că am echipament acolo chiar dacă mă audă, dar e super fain. Slavă Domnului Iisus Hristos, îi dau slavă Domnului. Plouă de rupe. De aia când te duci undeva trebuie să știi unde îți pui cortul. Ia uitați acolo cum curge apa. Dacă îți pui cortul acolo, zici că totul e drept, vine apa, ia uite cum curge. O să mai plouă așa maxim vreo 20 de minute. Atât de puternic, o să mai plouă în jur de vreo 20 de minute. Iar apoi se ridică norii grei. Și mai plouă poate vreo 10 minute așa mărunt și gata, se oprește. Deci maxim o jumătate de oră trebuie să se oprească. Hei, dragilor, cu mult mai repede decât mă așteptam, ploaia cea grea a trecut, acum plouă mărunt, s-au ridicat norii, deja acum mă puteți vedea la față altcumva, până acum eram mult mai întunecat, după cum vedeați. E apă pe peste tot, vine apa. Și în scurt timp o să înceteze. Slavă Domnului Iisus! Gata, dragilor! Ploaia a încetat. Foarte puțin mai picură. Sau mai bine zis, burează așa. Focul meu mi s-a stins. Eu m-am îmbărcat, vă dați seama, rapid. Dar încă mai e norat, încă mai durduie. Ăștia sunt nori, uite, ăștia sunt nori. Ăștia sunt nori de ploaie. Ăștia deja sunt trecuți. Apa încă curge, a vint apa mare. Deja se vede apa tulbure acolo. Păstrăvul nu-l mai găsești decât să-l prinzi cu rociu pe mărgini sau cu minciocul. Într-un caz de supraviețuire poți să faci treaba asta. Focul meu. Focul dragostei lui Iisus arde acum, învăță cei. Slavă Domnului Iisus! Îi dau slavă! Să vă arăt apa cum e de tulbure. A venit extrem de tulbure apa. Ia uite, deci apa aia limpede și drăguță, care nouă ne plăcea, a venit cu rupere de nor, dragilor. Nu mai prins păstrăvii, dar eu știu unde stau păstrăvii, dragilor. Când e, de exemplu, cum e, uite acolo, nu știu dacă se vedeți, că nu am camera ca să dau zoom, dar în zona aia acolo unde stă el de obicei când e apa limpede, când vine apa mare, el se retrage pe margini. Și poți să-l prinzi, uite cum e exact aici zona aia, exact în margine, stă la 10-15 cm de mal. Se ascunde. Sau uite cum e acolo.
și îl prinzi la mincioc. Într-un caz de supraviețuire, tragi minciocul sau tragi rociu, plasa, și îl prinzi. Bineînțeles că doar într-un caz de supraviețuire extrem, când ți-e foame puternic, trebuie să faci asta. Hei, dragilor, Domnul Iisus să vă binecuvânteze! Cred că v-a plăcut și acest episod. Dragilor, până data viitoare, nu uitați să citiți mult Biblia și să fiți ca la carte. Domnul să vă binecuvânteze!